Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți! Na, hai, fă tu intro dacă tot ai început. Hai zi tu, frate, te las, insist. Bine, mă, frate. Bine, dacă mă rogi, bine. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking. Jucăm din nou cu Unity și joc pe contul meu main, pe care nu am mai jucat de nu știu cât timp. Este numele, ăsta este contul ăla cu numele în chineză. Am 313 win-uri și nu mai am rank, pentru că n-am mai jucat de vreo, nu știu, mai știu, cred că a trecut o lună de când n-am mai jucat pe contul ăsta. Iliu, să faci tu ceva cu tastatura aia, te rog, că nu cred că abonații vor să audă tastatura aia cum face în continuu. Bineînțeles. Da, by the way, bă boys, nu uitați de giveaway-ul cu Novi Hex. La 55.000 de abonați o să dăm 3 licențe de Novi Hex. Într-un video special o să extragem acolo niște oameni care vor primi Novi Hex. Aveți link de la giveaway în descriere în caz de vreți să vă înscrieți. Deci neapărat trebuie să urmați pașii aia ca să puteți fi înscriși. Deci dacă vreți o licență de Novi Hex pentru o lună, puteți să vă înscrieți acolo. În rest, ce să mai zic, Iliuță, ia zi, ce-am uitat? Ia zi mă cu like-urile, câte like-uri să zicem la acest episod, bă, Iliuță? 5.000. Mamă, 5.000 de like-uri, ați auzit, bă, băieți? Stai așa un pic, hai că strângem dacă e. Stai un pic, că vreau și eu Jean-Claude Vagban. Jucăm alături, jucăm contra români aparent și mi-e un pic frică, sincer, pentru că poate au codul de la Raul 2K și na, e complicată situația dacă au codul de la Raul 2K. Da, frate, tu ești. Ok, unul mort. Mai e unul acolo sus, nu o să-i dau pic. A râs la G3-0, dar nu-i problemă, că o să-i dau la jepcar ăsta pic și o să mă moare, eram sigur că o să mă moare, pentru că... Ce românii cu hack, doamne! Ce ai, mă? Scrii legat ce ai. Bine. Ce ai mai mâncat stricat? Tu mai ești în viață, ai murit și tu cu hack, cum ai murit? Mamă, dar stai că ai 5 kill-uri, frate, îmi pare rău dacă ai 5 kill-uri. Cred că nu mi-au scos blocul, taci în spana că aveți... Ce ai, mă, ofticatule? Ai 0-2. Învață să joci, mane. Mamă, hai să-i enervăm un pic. Deci, bă, băieți, m-am apucat din nou de sală și am o febră așa de mare, am o febră musculară, de-abia pot să mă joc. Dacă vreau să, uite, am vrut să-mi ridic acum mâneca un pic, să pot să mă joc mai ca lumea. M-a luat o durere de mână, deci nu vă imaginați, mă. Ziceți și mie sfaturi. Am încercat o metodă de aia băbească, să fac duș rece, dar în afară de faptul că tremuram tot în apă, nu m-am primit niciun beneficiu. Am ajuns într-o divizie în care nu o să ajungă niciunul dintre voi legit. Ești tare tu, frate. Am auzit de tine. Am luat de la Raul 2K cheat, frate. Cum ar fi să zic că e acum? Da, și noi am luat-o de la el, mane. Mamă, hai că vreau să le dau urât. Hai, îți bagi deagle un pic un FOV de la, te rog, nu mai sfârșenii acolo. Ia și tu un deagle și hai să le dăm tapuri un pic să se enerveze. Mamă, ți-ai luat AVP, mă, mane. Păi, să ai deagle. Le dai urât? Le dai urât să-i ofticăm? Mamă, bă, nu cred. Uite medalia de 2021, serviz medalul. Toți o au de la ei, coaie, aproape. Ba nu, nu, uite, jepcar ăla nu o are. Am crezut că au chiar toți. Hai mă, Casper. Casper! Doamne, cum l-am luat pe săracul Casper. Dacă e român, cred că mă jură acum de... Hai de cap meu. Bă, băieți, by the way, m-am apucat și eu de stand-off. O să vă las aici. Adelin Petrișor, Doamne Iisuse, ce era să mă moare Adelin Petrișor. Ăsta s-a speriat de noi, dar nu-i problemă că dacă îmi dă pic acum o să-l omor. Mi-a dat smoke. Bă, dacă vreți să jucăm stand-off împreună, băieți, o să vă las acum pe ecran, dacă nu uit. Pe ecran sau în descriere, o să vă las numărul ăla meu. Nu știu, pe mine mă cheamă Raul 2K, dar mi se pare că trebuie să mă adăugați după numărul ăla. Urât ce l-am luat pe Dani Costi. Și o să-i luăm, avea scout. Ce s-a enervat tu și ce prefer urât am putut să-i dau la omul ăla, coaie. I-am dat cel mai urât prefer din istoria prefire-urilor. Ești nebun, nu a apucat nici să reacționeze, n-a apucat nici să-i dea. Ce sufăr în chat, i-am zis l-o lăsit. Frumos mi-ești, cine, am zis grup, măi. Ce grup, mă? Sclavul, ia să mă iau un pic de el. Mamă, ce-mi place să mă jur cu românii pe matchmaking, mă, frate, mă. Mamă, ce-mi place să mă jur cu românii. Level 1 pe Steam. 1500 ore, mane. Pe ce grup? Parcă vezi că ne postează pe CSGO Hacking România. Cum ar fi?
tare. Mamă, tași că CSGO România ăla mi se pare cel mai de sclavi grup. Cine e în grupul ăla CSGO România e cel mai sclav cu aia. N-ai cum să fii în grupul ăla. Îți numai postări de alea. Bă, băieți, am și eu 50 de FPS-uri, mă puteți ajuta, vă rog frumos? Și vine acolo copiii aia cu i7 luat din banii părinților. Băi, frate, ia-ți PC, mă, slabule, nu știu ce, săracule, de alea, mamă, numai de alea. Numai postări de alea sunt CSGO Hacking România. Ăsta în CSGO România. Ce în CSGO Hacking România am mai văzut, dar nu sunt chiar așa de exagerate, precum în CSGO România. Ăla mi se pare cel mai prost grup de samba picioarele. Și mai e și ăla, cum se numea, mă, ăla, totul despre gaming și YouTube, unde numai totul despre gaming și YouTube nu e în grupul ăla. Hai mă, jepcare, tu-s rasa ta. Bă, de ce nu mi-apare în kill feed? Doamne, ce lag am putut... A picat serverul sau am avut doar eu lag? Nu știu, cred că ai avut doar tu. Opa, salonul Dani Costi, bă, băieți. Cel mai obvious match-a meu, wow. Bă, chiar-s curios ce rank îmi dă, nu mai știu. Tu mai ții minte ce rank aveam pe contul ăsta ultima dată? MG da. Elite. Am 1500 ore și 320 wins, mane. Cum să bag cod pe așa cont, lol. Taci o leacă. De ce mi-a zis tacioleaca? Hai să o lăsăm așa. Putiți, mol, Adeline, doveanu, mă piși pe toate grupurile, frate. Îl scot acum. Ia, hai să vedem, să-l scoatem grupul, să le demonstrăm. Mamă, cu aia mă pune pe grupuri, nu crede așa ceva. Ia stați un pic. Privacy settings, așa. Ia, uită-te, frate. Pe profil. L-am scos. Doamne, cu aia. Chiar trebuie să le demonstrez că am 1500 de ore și anticitul nu-și face treaba. Hai să vedem. Oh, ok, puteam să-i dau un tap la ăla. Ah, Adelin Petrișor, hai să-i dăm mare un tap. Hai să-i dăm un tap, hai să-i dăm un tap, hai să-i dăm un tap. Opa, Adelin Petrișor, ce faci, mane? Ce faci, mane? Mamă, ce le-o dau la băieți. Ce faci, mane? Ce faci, mane? Ce... Nu! Nu! Ce faci, mane? Ce părere ai, Iliuță? No, man, I'm not cheering. Bă, vor să-mi dea rep... Yes, 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 kick. Bă, coaie. Da, frate, ești bun. Știu, mane. 1500 de ore se vede prin pereți, da. Băi, dacă mai dai eu da, ți-ai luat. Deblochezi putere. Ai auzit? Da. Dar nu înțeleg de ce vor să-mi dea kick, frate, eu sunt legit. Deci chiar nu vreau, nu, mamă, ăla are 1-1. Tu idiot. Ești frate cu simple, băi, da, bineînțeles, pun și lista de cum ești și n-ai ce comenta. Băi, coaie, eu nu filmez, zici, nu. O cablet de la ai auzit de Raul 2K? Mamă, cu aia, dau cu rage-ul la Prime. Ești nebun la cap. Mamă, i-a dat prin smoke, frate. Wow. Da, frate. Mamă, mă pune pe grupurile de CSGO. Era să dau un scop la asta. Yes, boss, yes, boys. N-ai mă că jucăm, asta de unde a venit? Păi mâine o să apăreți pe video, frate. Ziceți și voi un Insta, frate, să vă promovați. Nu. Și acum le dau bloc la toți. Ce nu cu aia, mă? Nu-i promova Instagram. Nu le promovez, mă. O să cenzurez chat-ul când își pun Insta-urile. Abia aștepte, căutam. Nu promovezi? Ce să... Adică nu te promovezi pe tine? Să... Cu aia, le-am pus să-și pună... Adică le-am zis să... Își pune instaurile pe chat și nu promovezi jocuri de oameni, scuze, da, frate. Sau la ce s-a... Da, bineînțeles. Mamă, ce spamează ăla. Tocmai de-aia am 55 ca abonați. Că e amuzant. Doamne, ce-mi place. Ce-mi place cum suferă băieții, mă. Știi, o, știi cu aia că a venit toată cineva la mine și mi-a zis că... bă, frate, tu-l știi pe nu știu care? Și zis, nu, nu-l știu. Da, frate. Ia caută Raul 2K pe YouTube. Fii atent. Mi-a zis cineva, bă, frate, tu-l cunoști pe... Nu mai știu cum îl cheamă. Hai să zicem Nicușor, da? Și a zis, nu, cine-i Nicușor? Și mi-a zis, bă, a scris pe grupul clasei la noi că îl caută pe Raul 2K să-l bată, că s-a certat cu el într-un meci de CSGO și de alea. Tu-ți dai seama că ai ajuns Nicușor ăla să trebuie... Nu mai știu cum îl cheamă, de-aia zic Nicușor. Să întrebe pe... Nu, nu, m-a omorât. Băi, Ilie, dacă nu... Unde ești? A, tu ești mort, da? Bine, mă, bravo! Mersi! Mamă, cum dă ăsta defuse la bombă, nici se uită la ea, nu știam că poți dai defuse așa cu aia. What the fuck? Da, mă rog, mi se pare că dai E pe bombă și după aia te duci așa cu ținta în sus, nu? Vezi că știu, Iliuță, nu știu... tare fanii! Bineînțeles! Eu mă distrez
Distrez de minune. Zici și tu, zici și eu, și eu. Zici și eu, ca să se enerveze. Bă! Bă, dacă tu ești Raul, te-am obișnuit pe tine de agramat infect. Cu aia scriam la Caterinca. Ce-am făcut? Am ieșit din CS. Hai, hai, hai. Bă, mă, cum am putut să-l ratez. Ah, i-am dat Free Fire. Îmi dă pic omul acum. Pistol. Ai report la canalul meu. Câți ani ai, coaie? Coaie, m-am teleportat? What? Are Unity hack de teleport, coaie? M-am tocmai ce m-am teleportat, eu 23. 23. Coaie. Mă omoară ăsta, mă omoară Kesper. Ba nu, nu mă omoară. Nu mă va omoră, nu mă va omoră, nu mă va... Ba da, m-am omorât. 17 am, frate. Dar dacă tu crezi... Один человек скачет, потом все тима скачивают. Это бред. Hai să ne certăm un pic cu Iliuță. Te rog, eu că am chef de ceartă acum. Las ca o femeie pe ciclu. Hai că nu! Mamă, cine ți se pare că are mai multă minte Iliuță? Și acum, sincer vorbind, în perspectiva ta, unul care se joacă cu cheat și n-are nicio treabă pe CSGO și stă așa chill, sau unul de ăla la 25 de ani în pula mea care se joacă ca disperatul CS și se enervează așa când îl omoară cineva? Mamă, you hacking, nu știu ce! Și sparge monitoare și de alea. Am acum pe CS exact cât bani am și în realitate. Da? 100 de dolari sau de lei? De dolari? De dolari? Chiar ai 100 de dolari, mane? Da, prost la tine nu e o jurătură. Mi-ai zis-o. Money. GG. Mamă, coaie, dar nicio treabă n-ai. Nu ți-e frică de nimic, ești nebun. M-aud bine, Iliuță, că am dat un pic peste cablul de la microfon. Da, bineînțeles. Kesper. Oh, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Vagban. Mamă, coaie, nu se poate așa ceva. Bravo, Iliuță, bravo, te pup, mane, te pup. Ești top. Te pupix. Bă, băieți, by the way, vine Iliuță la mine aici în Timișoara, o să facem fan meeting alături de maică, da. Să vezi că ce ai face, coaie? Să vezi că stăm acolo la tine unde ții apartamentul ăla, coaie, și eu am pus de fapt un story. Bă, băieți, veniți aici pe strada cu tare, nu știu ce, că facem fan meeting alături de Zedo și să vezi că bat 200 de copii de 10 ani la ușă, coaie, când stăm noi chill și mâncăm ceva. Ce ai face? Zi-mă ce ai face. Da? Da, bineînțeles. Felină, dai felina pentru petrișor? Sau felină pentru petrișor? Felină pentru petrișor. Am înțeles. Da, păi eu sunt mort, frate, eu n-am cu ce să... Eu nu pot să te întrerup cu nimic să faci ace-ul ăsta. Nu mă pot opune. Dar vezi că ăsta aici și-ar putea să-l omoare aia, că-s doi pe el. Du-te, du-te repede, că-l omoară ăștia. Du-te, 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 du-te. Băi, am văzut, am fost pe tine. Cum n-ai barunda asta a durat doar 39 de secunde când tu te-ai învârtit jumătate de hartă? Eu am murit în primele 10 secunde de când a început runda sau ce naiba? Nu ți se pare un pic ciudat? Nu. Ba da. Am făcut pari off toată harta. Nu bag, că nu banez cont de 1500 ore. Jucăm legit, frate. Mamă, frate. Și acum o să zic că păi oricum nu ții bani pentru că joci cu ei, frate. Mamă, coaie, cât îmi plac aia care chiar cred că anticitul ăsta face ceva. Ok. Hai să vedem. Cine-mi dă pic primul? Cine se bagă primul la un pic corect? Mamă, mi-a dat flash. Unul mort, ok. Hai mă că nu le dau pe aici, nu-s nesimțit. Mi-a dat și el un flash. Doi morți. Trei morți. Lasă-ți fac și eu aici dacă tot așa. Dacă tu te-am lăsat eu pe tine, eu te-am lăsat, nu m-am opus, deci nu poți să zici că m-am... Băi, coaie, ești nesimțit. Doamne, am crezut că trece smoke-ul. Băi, să... Mamă, cum l-ai culcat pe ăla acolo, după cutia aia. Ia să văd. Nicu stă acolo, ține așa după gât. Plus right, l-a scris plus right în chat, coaie, tu vezi? A scris plus right în chat. Ca pe Samp se pun comenzile aici. Nu știu ce, mamă, dar zrancuri destul de micuțe cu aia la ăștia. Slash grup. Slash băi. Mamă. Slash. Slash quest, frate, să vedem ce quest avem azi. Mamă, e Kesper ăsta, dar Kesper nu m-a prea jurat. Dezamăgitor. Dezamăgitor. Hai, Kesper, revină-mi cu atuzgitul ăla tău.
Tu zgitul tău vine, chesp! Mamă, cum am putut să-l iau pe băiatul meu, mă? Cum am putut să-l iau pe săracul? Bă, ce zici, Iliuță, să-mi iau bani pe contul ăsta? S-a reparat Overwatch sau sal? Sal. Sal? Mamă, bă, băieți, vă vine să credeți cum pot să joc pe contul meu? Mei, mamă, dar mi-a expirat rank-ul pe toate, până și pe Wingman, pe tot mi-a expirat rank-ul. Ești nebun, m-au ghiciți unde suntem. Mamă, frate, ghicitoare întrebătoare. Cred că nu stibei toți? Zi, mă, mamă, au bomba aici. Iliuță, m-auzi, mă? Bă, nu se făcuse la un moment dat un update pe CS că dacă ești mort să nu mai poți vorbi? Pe voice chat? Nu. Ba da, sau e doar pe Faceit chestia aia? Nu știu. Serios, coaie, nu vrei să mori și să încerci să vorbești? Să vedem dacă merge. Ia, după ce mor să încerci să vorbești pe voice chat. Eu știam că s-a făcut un update de genul, dar acum am mult timp. Dar nu l-am testat niciodată, că eu tot timpul când mă joc CS vorbesc pe Discord. Nu există, coaie. De unde știi? Sau e doar pe Faceit și eu prost și am uitat? Ești tu prost. Știu că era pe ceva, 100% era pe ceva, după ce murei nu mai puteai să vorbești. Adică ți-apărea în chat că vorbeai, dar ăla nu te auzeau. Tu vorbeai cum ar veni cu ceilalți morți, știi? De aia zic că mi se pare că s-a băgat chestia asta. De ce se e asta, dar de comunitate. Da. Nu știu, știam că s-a băgat și pe matchmaking la un moment dat, coaie. Îți jur că așa știam. Bă, m-a luat ăsta policiica. M-a luat jet. Ia, să-mi zici dacă îmi tremură ținta, mane, te uiți? Îmi tremură? Da. Tremură tare? Nu. Nu? Da, dai flicuri de alea nebune, cum dădeam eu cu altul. Da? Băi, nu trage în mine, frate. Xantares? Ce Xantares visează la mă? Ce Xantares? Băi, nu s-a rost nici cuvântul pe video, că e de monetization și mi se pare că mi-l și blochează. Bă, rog, nu cred că dacă zici așa fără niciun motiv, dar mai știi când am făcut live pe canalul meu secundar și... Stai, tu ești ăsta, da. Mai știi când am făcut live pe canalul meu secundar și am mirosit o pastilă de clor de la piscină și mi-am luat strike și nu mai pot să fac live nici măcar acum pe canalul meu. Mi-au blocat live stream-urile permanent, coaie. Să mor tu. Da, nu mai pot nici acum să fac live. Mi-au dat cooldown, adică cooldown. Mi-au dat bani la stream, nu mai pot să fac stream niciodată pe canalul ăla de YouTube. Da, fără mișto. Mamă. Ah, băgam ea și picioreta. Nu, m-a omorât pentru că... Băi, nu-mi vine să cred că a putut să mă omoare. Stai, Iliuță, arată-ne ceva ce poți. Bravo. Ești un jucător foarte bun. Un jucător profesionist, aș putea spune. Un jucător profesionist? Bă, mai știi ce rank aveai ultima dată pe contul tău? DMG. DMG, eu nu mai știu, MG1 sau 2. Și probabil că cum o să iau Golnova sau ceva, pentru că văd că iau cam Golnova toți. Of, Doamne, sper să nu iau Golnova, pentru că... Nu știu ce voi face, voi comite o infracțiune. Băi, coaie, ne lăsați să câștigăm măcar te. Nu. Băi, de ce ești nesimțivă? Că eu voiam să zic da, dacă ai zis tu, nu am zis să zic și eu, nu. Păi de ce, frate? Mamă, ce ei. Sucați și cu cod. Băi, coaie, cine tot trage? Mamă, trag ăștia de la mine. Coaie, mă omoară ăștia de la mine. Ok, reporter for griefing, bye-bye. Ce? Dă-i dă și eu. Dă-i report pentru griefing. Report pentru for griefing, man. Bye-bye account. No, I don't. I have 1,500 hours, man. How can I cheat? I have 3 service medals. I have loyalty badge. No, I'm not cheating. Как тебе зовут, пидарас, нахуй? А здесь чем? Вам сказать, я распусал руса, кое. А? Ты распусал руса? Ți-a zis și el ceva. Mamă, vezi că a fost top antapul ăsta, să moară Jaxi top pe Franța. Mamă, dar mă dor mâinile, de-abia pot să mă mișc, coaie. Tu ai mai avut vreodată așa o febră musculară, nașpa? Da, frate. La modul. Da? Da, că mi-e pula prea mare. Mă. Mai știi videoul ăla de ți l-am arătat, dar să nu zici nimic, că ăla se uite la mine la videouri. Ăla cu ușa transparentă. Dar nu zici nimic. Doamne Iisuse Hristoase, Jesus Christos. Jesus Christus. Hai, dacă nu văd doar one-tap-uri de la tine runda asta, mă super. Salonul Dani Costi. Hai, dacă frate. Nu mi-ai face bloc. Da, ce one-tap-uri cu aia, că m-au culcat instant. Un one-tap am dat deja. Voi lua un acest pe 2000 și o să-i dau one-tap la ultimul. Fem ce one-tap îi dau. Nu plantez, că vreau să-i dau one-tap. Coaie. Hai, că one-tap. Da, i-am dat one-tap. Dar plantez bomba, nu-i problemă. Da, bă, băieți, și să nu uitați să mă adăugați pe stand-off. Dar cred că o să pun din seara asta, nu pe comunitate, că o să vreau să joc cu voi toată noaptea aici, nebun, la cap stand-off. Mamă, Iliuță, nu mai am răbdare pentru ziua de poie mâine, bă.
Nu mai am răbdare, frate. Să te văd, să te pupichi așa pe capul sulii. Să mă pupi acolo, mai jos de coaie. Da, mă. Acolo, în punctul G, a? Nu, no, mai jos de coaie. Adică mai jos de coaie. Ce mai jos de coaie? Zi, mă. Coaie, a, ăla se învârte așa el cu mouse-ul. Am crezut că și-a băgat spinbot-ul. Ce mai jos de coaie, mă, zi? Zi pe unde, unde, unde piele așa, nu știu. Fix sub coaie, gen. Mamă, coaie, ce fetișuri ai, nebunule, îmi place de tine deja. Să ridici așa cu o mână coaiele sus și să mă linge așa sub coaie. Băi, coaie, de unde ai văzut tu chestia asta? Nu știu, doar mi-am imaginat. Nu știu, chiar mi-am încercat să-mi imaginez ce mi-ai zis, dar nu pot, nu pot să procesez așa ceva, nu știu, nu, creierul meu nu poate, a zis nu. Mamă-i, mamă-i, Liuță, ce-ai făcut cu aia, ești nebun? Cuțite? Zinu! Lasă-mă, hai, vino. A, pula, nu mai contează. Nu mai. Dă-te cu aia, măcar să le iau. Excuse me, my friend, excuse me, I didn't want to do this, I'm very sorry. Reported for griefing. Coaie, nu fi nenorocit. Bestoca, dă-i și la relax să la report. De fapt, las nu-i mai da. Mamă, am luat Golova Master, coaie. MG2, coaie! Da, coaie, și o Golova Master. Și mie mi-a scăzut două rancuri, că aveam MG2 pe contul ăsta, coaie. Mamă, zbulangiră ăștia de la CS. Golova Master. Bă, băieți, bănuiesc că va trebui... A, dar știi care-i faza, măi, de ce am luat noi așa? Pentru că noi, zis să-i zic, am luat și Party Member Band-ul ăla, că eu aveam 317 Windows și acum am 314. Știi? Noi am luat și Party Member Band-ul ăla și ne-au scos vreo 4 meciuri de aia, probabil. Da, mă, și în 4 meciuri am făcut 3 rank. Nu, dar scade mult din rank. Scade mult, oricum nouă ne scădea din rank și dacă nu l-am Party Member Band-ul ăla, dar nu chiar 2 rank-uri așa cum ne-a scăzut acum. În fine, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo like, facem 1000 de like-uri, aveți și canalul lui Liuță, o să înceapă și el să posteze în curând și am noi. Am avut sesiune la facultate, băieți, de aia. A, avut sesiune la facultate, acum e băiat deștept Liuță, e la la facultate. Da, l-a pe toate? Mai puțin unul la care am restanță, dar am restanță pentru că nu m-am prezentat la cursuri. Hă, e deștept Iliuță ăsta. Mâine mai am încă un examen la ora 9 dimineața. Mamă, Iliuță, vrei să te trezesc eu să vin și eu cu tine la examen? Să vii, eu te au la programarea calculatoarelor. Da, mă, îl chemă pe Denisica acolo. Bă, fraților, sper că v-a plăcut. Bă, mai are unul cu aia, stilul Dani Costi. Și are poză cu tot, cred că tot cu petrișorul ăla. L-am listat de pe tem. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut. Pa, pa.